Slăvit să fie Domnul! Amin. În urmă cu ceva vreme, fratele Vali m-a vizitat acasă și atunci am căzut de acord să fac o vizită aici în Banat. Urmând ca în seara asta să fiu într-o altă adunare, ca și vineri seara și sâmbătă seara, dar lucrurile s-au schimbat puțin și am căzut de acord amândoi ca să fiu și în seara asta aici la dumneavoastră și am vrut să vin pentru că pentru voi pot folosi expresia Apostolului Pavel pentru frații din Roma când spunea că Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu prin Evanghelia Fiului Său îmi este martor că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus, că vă pomenesc în rugăciunile mele și că l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea harul să fiu iarăși la voi ca să ne bucurăm împreună de credința pe care o avem. Și pentru că sunteți dragi și vă iubesc și pentru că mă rog pentru voi și pentru că am deja câțiva prieteni, am acceptat cu bucurie să vin aici și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. În 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20, Pavel spunea că în el toate făgăduințele, oricât de multe ar fi ele, sunt da. De aceea așa amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu care face făgăduințe. Și Petru numește făgăduințele acestea nespus de mari și scumpe. Și Dumnezeu se angajează să le împlinească. Și el spune Pavel că toate făgăduințele sunt da. Nouă ne rămâne un singur lucru. La toate făgăduințele să spunem amin. Și Domnul să ne ajute. Ne uităm la omul lui Dumnezeu, la Solomon, care se prăbușește în fața altarului, îngenunchează acolo înaintea lui Dumnezeu, ridică mâinile în sus și îl provoacă parcă pe Dumnezeu la o aducere aminte, amintind lui Dumnezeu de o făgăduință pe care a făcut tatălui său. Știți, sunt în Scriptură oameni care au reușit să smulgă de la Dumnezeu o făgăduință. Aduceți-vă aminte că în prietenia lor, Dumnezeu într-o noapte îl cheamă afară pe Avram din cortul lui. Avram, ieși afară. Uite-te la pulverea pământului și uite-te la stelele cerului. Așa va fi sămânța ta. Voi binecuvânta pe cei ce te binecuvintează și voi blestema pe cei care te blastemă pe tine. Și Avram a smuls făgăduința aceasta de la Dumnezeu. Și Dumnezeu a împlinit-o. În altă ocazie, Dumnezeu se apleacă spre un alt om credincios, spre David. Și spune David, dacă fiii tăi vor umbla în căile mele, niciodată neamul tău, sămânța ta, spița ta, nu va fi lipsită de un urmaș pe tron. Și Solomon acum îi aduce aminte lui Dumnezeu de făgăduințele lui. În seara asta vreau și noi să îl implorăm pe Dumnezeu să-și aducă aminte de făgăduințele făcute. Odată un om a avut îndrăzneala să se întoarcă cu fața la perete când a primit acel verdict de la Isaia, fiul lui Amoț, că trebuie să moară. S-a întors cu fața la perete, a început să se roage și a spus, Doamne, adu-ți aminte. Și el invocă aici faptele lui făcute. Și mă duc cu gândul la o întâmplare. O tânără din Suceava, nu foarte pocăită, primește o invitație de la o prietenă a ei. Auzi, dragă, vină în Viena, ți-am găsit ceva de lucru. Să uite în autocar, cobori în Viena, eu te aștept în stație și mergem împreună. Bucuria ei. Merge cu autocarul până în Viena, coboară, pentru că autocarul merge mai departe, spre Bruxelles, spre Londra. Și în stație nu așteaptă nimeni. Și fata asta e disperată, nu știe limbă, nu are bani, încearcă să o sune, o sună repetate rândul pe prietena ei, telefonul nu-i răspunde, și stă o jumătate de oră, stă o oră, stă două ore, începe să plângă, ea povestea, începe să plângă, se duce acolo lângă un zid și vrea să facă o rugăciune. Și începe așa ca împăratul de altă dată și spune, Doamne, adu-ți aminte. Și în timpul mărturisirii ea spunea la niște frați, o mărturisire publică, mi s-a curmat rugăciunea. Nu mai știam ce să-i spun lui Dumnezeu, că nici eu nu mi-aduceam aminte de niște fapte bune făcute. Mi-aduceam aminte că nu prea veneam la adunare, mi-aduceam aminte că la adunare nu făceam mai nimica, mi-aduceam aminte atunci când mă certam cu mama și cu tata și eram răzvrătită și spuneam, început să plâng.
Am început să plâng, nu că eram singur în Viena, am început să plâng că n-aveam ce să-i aduc eu aminte lui Dumnezeu. În seara asta, nu ne rugăm, Doamne, adu-ți aminte de faptele noastre. În seara asta vrem să spunem, Doamne, adu-ți aminte de făgăduințele tale. Pentru că făgăduințele noi, a lui Dumnezeu, sunt pentru noi. Noi, cei de aici, suntem beneficiarii făgăduințelor lui Dumnezeu. Chiar n-ai primit de la Domnul nicio făgăduință prin Scripturi, prin Duh Profetic. Dar iată că Solomon, atunci când invocă amintirile și vrea să stârnească în Dumnezeu aceste aduceri aminte, spune că adu-ți aminte de făgăduința făcută tatălui meu David, dar își aduce aminte și de condiția pusă de Dumnezeu. Că știți, făgăduințele lui Dumnezeu sunt condiționate. Și el spunea că tu ai spus tatălui meu David, dacă fiii tăi vor umbla în căile mele. În seara asta aș vrea să vă spun că făgăduințele lui Dumnezeu sunt condiționate. Că Dumnezeu le împlinește dacă noi umblăm cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Știți, umblarea cu Dumnezeu pentru noi este o onoare. Noi nu umblăm cu un om oricare, indiferent cine ar fi el. Scrie acolo în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 16. Că ce legătură între Hristos și Belial? Sau cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idole? Pentru că noi suntem templul Dumnezeului celui viu, după cum este scris. Eu voi umbla în mijlocul lor. Dumnezeu se angajează să umble cu noi. Dumnezeu, eu cred că e în adunare în seara asta, amin. Și mai departe spune, de aceea ieșiți din mijlocul lor. Nu vă atingeți de mic ce este necurat. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice. Frații mei, noi suntem chemați să umblăm cu Creatorul. Suntem chemați să umblăm cu Stăpânul. Suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu. Nu-i o onoare pentru noi? Odată a venit un om la noi la adunare. Și era colonel plin, colonel în poliție. Și a spus, frate Dragoș, du-mă până la o adunare undeva în nordul, nordul Bucovinii. Și el era șoferul și eu eram în dreapta. Și el îmi spunea, cine e fi dumitale de șoferul tău, e colonel? Și eu am spus, bineînțeles că sunt mai mare. Ei, dar pe drum s-au anunțat că sunt controle de la poliție. M-am întâlnit cu trei echipaje de poliție. Eram un pic mândru. Așa de mult am vrut să mă oprească. Am vrut să mă oprească poliția, să văd un tablagiu cum vine la ăsta, spune să trăi domnul colonel. Asta era satisfacția mea. Culmea, domnule, toate mașinile opri și pe noi nu dau bunie. Așa m-am smerit, măi, nu ne opri nimeni aici. Îmi plăcea să umblu cu un colonel șofer, nu? Ei, dar dacă ai umblat cu primarul din Timișoara, să te duci la el, să vii, să te vadă oricine. Eu m-am avut un prieten care a ajuns în poziție înaltă în statul ăsta. Am plecat amândoi de la șaibă, de jos, de la o școală profesională. Și am rămas prieten. Și odată când m-am dus la el, la ușa lui erau 10, cu diplomate, cu cravezi, toți cu dosare acolo. Și el a ieșit repede și m-a prins pe după cap. Ce faci, măi, drăgușel? Ce vrei? Și eu în public am spus, vreau să mă pui director general. Hai, măi, lasă! Și m-a chemat acolo. Cred că și atunci m-am mândrit. E că umbli cu un om mare. Dar frații mei, chemarea asta pe care o avem noi este o onoare extraordinară. Noi suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu. Amin? Amin? Vrem să umblăm noi din seara asta cu Dumnezeu? Amin. Să ne ajute Domnul. Pentru că uitați dumneavoastră, noi avem ocazia să ieșim din anonimatul în care stau 7 miliarde de oameni. În 1 Ioan 5 cu 19, apostolul spunea, noi știm că suntem de la Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Cândva citeam despre lista cu patriarh din Geneza, capitolul 5, și citeam de Enos și de Iared și de Cainan și de Mahalalel și citeam de Lamech și Metusala. Și citeam acolo o listă, am spus eu, de nu le era dat numele, erau niște oameni șterși. Spuneți-mi, vă rog, cu ce s-au remarcat oamenii ăștia? Vestiți patriarhi. Cu ei a început viața pe pământ. Cu ce s-au remarcat oamenii ăștia? Ce am eu de predicat de la Cainan? Spuneți voi, faceți o predică de Iared, dacă vreți. Ce pot să predic eu despre Enos? Ei, dar din lista asta, unul e cu totul deosebit.
Oamenii ăștia nu m-au impresionat cu nimic. A, longevivi, da, au trăit 900 de ani. Dar ce-i meritul lor? Atunci nu erau scăpări de gaze la Cernobâl, pânza freatică nu era infestată, nu erau linguri de inox, nu erau nitriți, nu erau câte sunt acum. Și au trăit mult, au trăit 900 de ani. Dar despre ei atâta să spunem. S-au născut, s-au căsătorit, au avut copii nu știu câți. Cineva spunea, gândiți-vă voi că Eva a trăit cât Adam 900 de ani și fiind o femeie sănătoasă, a născut în fiecare an. Gândiți-vă câți copii au făcut. Că asta Dumnezeu, dar nu pot să spun așa, nu știu câți copii au avut Eva și nici celelalte. Dar poate fi și așa. Ei spune că s-au născut, au trăit și au murit. După 900 de ani, după 800 de ani, au murit. Dar când citim lista aceasta, unul ni sare în ochi, unul se remarcă cu ceva. Acesta este omul lui Dumnezeu, Enoch. Știți ce a făcut omul ăsta? Enoch, spuneți voi, a umblat cu Dumnezeu. Să ne ajute Domnul și pe noi, amin? Adică tu ai posibilitatea să fii altfel decât miile din Timișoara. Pentru că ăștia sunt niște oameni de duzină. 7 miliarde de oameni care umblă cu idealurile lor, cu ținuta lor, cu vocabularul lor, cu preocupările lor. Dar uite că în Timișoara sunt niște băieți și fete, sunt niște familii care sunt altfel. Ei umblă cu Dumnezeu. Mă uit dimineața la noi în sat. Avem 10, poate sute de elevi care merg la școală, la licee și la facultate. Și deja le știu obiceiurile, le știu comportamentul. Dar undeva într-o parte, până vin mijloacele de transport în comun, sunt niște fete. Nu-s ca acelea, ele sunt un pic altfel. Sunt niște băieți. Nu-s ca aceia. Toți, mulți, sute, zeci. Ei sunt altfel. Te uit la ei și spun, ăștia umblă cu Dumnezeu. Așa de mult doresc ca și voi în Timișoara să umblați cu Dumnezeu. Amin. Să fiți altfel. Știți, am întâlnit câte o fată, câte un băiat care nu se îmbracă cum trebuie, nu se piaptână cum trebuie, nu vorbește cum trebuie în adunare. Și spune, frate, eu sunt mai non-conformist. Ei, ești non-conformist cu cei din adunare, dar ești perfect conformist cu cei din lume. Nu sunt ca tine în adunare, așa șmecheri. Nu sunt în adunare, dar du-te pe stadion la Bega ca să întâlnești plin de ăștia cu tine. Eu aș vrea să fii non-conformist cu aia de acolo, nu cu ăștia de aici. Să fii altfel decât lumea, nu altfel decât pocăiță. Dumnezeu să ne ajute. Vreau să vă spun că umblarea noastră cu Dumnezeu condiționează împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Acele făgăduinți de care nu știu de om avea vreme să vorbim în seara asta, dar încă o dată sunt nespus de mari și scumpe. Și Solomon știa condiția. Tu ai spus tatălui meu David, dacă fiii tăi vor umbla în căile mele, vrem să umblăm și noi în căile Domnului. Este o onoare pentru noi. Ne face diferiți de lume, ne face altfel decât lumea aceasta. Și este o posibilitate pentru toți. Vestea bună care o am pentru toți cei de aici, că fiecare de noi poate umbla cu Dumnezeu. Amin? Amin. Frații mei, mă gândeam la micuțul Samuel și un proroc pe care l-a scos Dumnezeu de acolo, din Israel. Mă gândeam la micuțul Samuel și mă gândeam la un poet al cântării, cântare care probabil o știți și voi. Un copil dormea odată lângă chivot ca un miel. Când de noaptea înstelată s-a auzit un glas deodată, Samuel, nu era Eli bătrânul, nici un înger plin de zel, ci cu foc, umplându-i sânul, îl chema din cer stăpânul. Samuel, te-a strigat Dumnezeu și pe tine vreodată? Dar dacă Dumnezeu prin vocea mea te strigă în seara asta și te cheamă să umble cu El, vei umbla? Era așa de crud tânărul ăsta. În fragedea lui copilărie, nu știu exact, la un an l-a adus mama sa și l-a închinat Domnul. Băiatul ăsta a crescut fără mașini cu telecomandă. A crescut fără desene animate, fără plastilină, fără jocuri copilărești lângă chivot și altar acolo. Dar Dumnezeu l-a chemat și l-a strigat pe nume. Eu sunt bine încredințat că numele copiilor noștri sunt în cer la Dumnezeu și că Dumnezeu are nevoie de noi încă din fragedea copilărie. Mi-aduc aminte, am un frate, un prieten, un slujitor al Domnului, când era copil, 14 ani cred că avea, și sta pe banca băieților undeva, într-o adunare de la țară.
A venit un proroc, un om al lui Dumnezeu și a întins mâna pe el și a spus, pe tânărul acesta voi așeza lucrarea mea, îi voi dărui darul meu, voi face o lucrare mare prin el și mulți, și a avut o lucrare. Și ani au trecut, el a rămas un băiețel, a făcut profesional la Suceava, a făcut electrician, a crescut, s-a căsătorit și Dumnezeu l-a chemat în lucrare. Și acum 2 ani, când a fost o întâlnire cu frații păstori din oraș, acestui proroc, acum în vârstă de 90 de ani, i s-a dat cuvântul, fiind și păstor. Și el a spus, a uitat la cel care conducea. Era tinerelul de altă dată. A spus, mă uit la tine și nu spun ce teamă am avut pentru prorocia care mi-a dat-o Domnul. Erai un copil, erai un băiețel pe bancă cu copiii și Dumnezeu mi-a dat prorocia, spunea, frate, ani de zile te-am urmărit, ani de zile m-a rugat pentru tine și acum văd că Dumnezeu a împlinit lucrarea. Fratele acesta, cu numele de Todor și Botaru, a fost chemat de Domnul anul trecut la 92 de ani acasă. Deci iată că Dumnezeu ne știe de mici, Dumnezeu are nevoie de copiii noștri, are nevoie din fragi de copilărie. De aceea spunea Eclesiastul, dar întoarce-te la Domnul în anii tinerețe tale, până nu vin anii cei răși în zilele când vei spune, nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Hai să ne ajute Domnul pe toți și în mod special pe cei tineri să umblăm cu Dumnezeu. Amin? Amin. Și apoi noi putem umbla cu Dumnezeu până la bătrânețe. Și Biblia vine și spune că un bătrân cu numele de Simeon, mânat de Duhul, se ducea la templu. Ne mai mână? Eu mă bucur că adunarea e plină. Mă bucur și spuneam că și la noi, spuneam altă dată, o adunare de la țară, trăim din agricultură, marța și joia, adunarea e plină, plină la rugăciune de multă vreme. Că am spus fraților noștri că cel mai important lucru e rugăciunea. Banca am avut o provocare pentru unii patroni, care avem noi patroni, au avut 2 oameni care îi plătesc la lucru. Și le-am spus, frații mei, dacă voi veniți joi seara la adunare, de la 7 la 9, și dați faliment cu firma, eu mă angajez că din caseria bisericii vă dăm bani. Dar să-mi demonstrați că ați venit la adunare de la 7 la 9 și de aceea ați falimentat. Credeți că falimentăm dacă venim la adunare? Eu vă felicit că ați ales să fiți aici. Și mă bucur că Duhul v-a mânat. Bătrânul Simeon mânat de Duhul. Duhul mânat la templu. Să ne mai mâne Domnul și pe noi. Amin? Deci umblarea cu Domnul e posibilă pentru fiecare. De la Samuel și până la Simeon. De la cel sărac, Ieremia, murea lihnit de foame când pe ulița Brutară nu mai era nicio pâine în Ursalim. Și până la fratele nostru Avram, care era foarte bogat în turme, aur și argint. Amândoi îl puteau sluji pe Dumnezeu. De la înțeleptul Daniel, pentru că în Babilon, în imperiul ăsta grozav, era un cult pentru știință. Acolo era o clasă specială, haldei, cititori în stele, tot felul de oameni înțelepți. Hai să ne recunoaștem că unele calcule de matematică din 2015 de la liceile voastre își au originea în Babilon acolo. Era o clasă de oameni înțelepți, dar căpetenia lor, cel mai înțelept din toți, știți cine era? Daniel. Și Daniel umbla cu Dumnezeu. Se poate ca înțelept cu 2 facultăți, cu 3 facultăți, poți să umbli cu Dumnezeu. Ăsta e harul Domnului. Și altă dată mă gândeam la un proroc că s-o duce prorocească. Și a venit regătorul trimis din împărat și a spus, arată-mi diploma. Ce pregătire ai, mă, de prorocești aici? Și Amos spune, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc. Eu sunt păstor, adică cioban și culegător de smochine de Egipt. Dar Domnul mi-a spus să prorocesc. Și îl pun pe Daniel, înțeleptul din Babilon și cu ignoratul de Amos și sunt frați și amândoi umblă cu Dumnezeu. Că se poate umbla cu Dumnezeu. Și ăsta e un har de la Domnul. De aceea doresc să ne ajute Domnul să umblăm cu El. Amin? Dacă fiii tăi vor umbla în căile mele, dacă adunarea de aici, dacă voi surori, mame și voi tați, dacă voi părinți și voi copii, dacă voi bunici și voi nepoți, umblați cu Domnul, Dumnezeu împlinește făgăduințele Lui. Frații mei, când vorbim de această umblare cu Domnul, spunea odată în Amos, capitolul 3, versetul 3, oare merg 2 oameni împreună dacă nu se învoiesc? Trebuie să avem o învoire. Și când vrem să umblăm cu Domnul, una din condiții să-L cunoaștem pe Domnul. Noi nu putem umbla cu un necunoscut. Și întrebarea mea este, care este măsura de cunoaștere
a lui Dumnezeu. Când predicam altă dată de cunoașterea Domnului, am spus că sunt trepte diferite în cunoaștere. Prima, în 2 Corinteni, capitolul 5, parcă versetul 16, Apostolul Pavel spune așa: așa că dacă noi l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, de acum nu-l mai cunoaștem așa. Există o cunoaștere a lui Hristos în felul lumii. Adică de sărbătorile de iarnă cântăm s-a născut Mesia, de Paști spune Hristos a înviat, la Buna Vestire știm ce sărbătorim, nu? Știm. Așa? Și celelalte sărbători, așa le știm așa ca lumea. Mai citim din Scriptură că și ateii, și securiștii, și comuniștii aveau o cunoaștere a lui Dumnezeu în felul lumii. Îi bună, dar nu-i suficientă. Și Pavel spunea că dacă noi l-am cunoscut așa, acum nu-l mai cunoaștem așa, noi îl cunoaștem altfel. Dar cum îl cunoaștem acum? Și ne suim pe a doua treaptă în cunoaștere. Marcu, capitolul 2, versetul 8. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul. Există o cunoaștere prin Duhul. De aceea Pavel făcea o rugăciune în Efeseni 1:17. Și mă rog Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un duc de cunoștință în cunoașterea Lui. A doua formă de cunoaștere e o cunoaștere prin Duhul. Să ne-o dea Domnul. Amin? Tu cum îl cunoști pe Domnul? Doar în felul lumii? S-a născut, a trăit frumos, a suferit, a murit, a fost îngropat, a înviat și la dreapta lui Dumnezeu. E bună cunoașterea asta, dar e prea puțin pentru tine ca în urma ei să umbli cu Domnul. Nu e determinantă, dar noi trebuie să-L cunoaștem prin Duhul. Și predicam odată, spuneam, lucruri ciudate în dimineața învierii. Maria, femeia iertată de Domnul, femeia eliberată, femeia care îl iubește grozav pe Domnul, femeia care n-are somn, femeia care pregătește miresme ca să ungă trupul și în cea din tâi zi a săptămânii aleargă dinți de dimineață când era întuneric să-l vadă pe iubitul sufletului ei. Ajunge în grădină acolo și se uită în mormânt și nu-l vede și vede departe un tinerel și Biblia spune a crezut că este grădinarul. Și spune, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Și strigă Hristos, Maria. Și atunci ea recunoaște, îi strânge picioarele și Domnul îi spune, nu mă ținea femeie. Frații mei, cum adică umble aproape 3 ani de jumate cu Domnul, nu-l vezi 2 zile și a 3-a zi nu-l mai cunoști? Nu vi se pare ciudat? Nu se poate asta. Doi ucenici merg pe drumul Emaus, li se alătură un străin. Ce-i cu vorbele astea între voi? Ei se uită cu tristețe, tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat la Ierusalim cu Iisus, acel proroc puternic în fapte și în vorbe. Cum a fost răstignit? Noi trăgeam nădejde, dar niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire că ar fi fost la mormânt, ar fi văzut o vedenie de îngeri, că mormântul ar fi fost gol. Și se uită Domnul aici și spune, o, zăbavneți cu inima, când e vorba să pricepeți tot ce-o spus Scripturile. Și începe să le predice Evanghelia și nu-L cunosc, Domnule, nu-L cunosc. Și ajung la frângerea pâine și Hristosul, binecuvântat, ia o pâine, o frânge. Și atunci li s-au deschis ochii, cum nu ne ardea nouă inima în noi? Dar de ce nu-L cunosc până acolo? Ei aveau o cunoaștere fizică a Domnului. După timbru voce, după haine, după ținute. Dar Domnul voia să le dea o altă cunoaștere prin Duhul. De asta mă rog în seara asta, să ne facă Domnul prin Duhul să-L cunoaștem, amin? Apoi mai e o etapă, o treaptă mai înaltă. Ca să umblăm cu Domnul, trebuie să-L cunoaștem. Și iată că după dimineața învierii, Petru pleacă să prindă pește. Și mai merg câțiva ucenici cu ei și vine dimineața. Ei s-au trudit, au transpirat degeaba, n-au prins nimic și vine acum dimineața și pe țărm stă un străin și cu mâna pâlnie le strigă, copilaș, aveți ceva de mâncare? Și Petru îndrăznie să spune, toată noaptea ne-am străduit și n-am prins nimic. Și le strigă necunoscutul de pe țărm, aruncați mreaja în partea dreaptă. Ei aruncă mreaja și când s-o tragă, nu mai pot trage de mulțimea peștelor. Și aici e un verset frumos, Ioan, ucenicul care îl iubea Domnul, se pleacă la urechea lui Simon și spune, este Domnul. De unde îl cunoștea? O, în Luca 5, o mai pățit odată ei așa. Când o trudită de noapte și la porunca Domnului o tras peștele nevod la ei, că li se scufunda bărțile. Și acum au spus Ioan, ăsta e învățătorul.
Că nimeni nu poate porunci bancul locul pește să intre în năvodul nostru. Îl cunoșteau prin experiență. Ei aveau experiență cu Domnul. Aveți și voi? Nu vi s-a întâmplat câteodată să spui de la spital, n-am ce face, să te trimit acasă. Și acasă Domnul să te vindece? Nu ți s-a întâmplat ca un băiet, o fată să n-asculte? Și dintr-o dată devine ascultătoare, spui, măi, oameni, nouă ce face? Educația mea nouă, numai Dumnezeu m-a ajutat. Nu ți s-a întâmplat ca să n-ai loc de muncă, să fii în faliment, în șomaj, trimis acasă, să te rogi Domnul și a doua zi să fii chemat la lucru? Cine face asta? Numai Dumnezeu le poate face asta. Aveți experiența asta cu Dumnezeu? Ca să umblăm cu Dumnezeu, frații mei, noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și mă alătur lui Pavel care spunea, și mă rog Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, vouă celor de la Elim, să vă dea un duc de cunoaștere și de descoperire în cunoașterea voii sale. Amin. Frații mei, umblarea cu Domnul are nevoie de o cunoaștere, dar și de o comunicare cu Domnul. Aici nu vorbesc foarte mult, nu intru în amănunte, pentru că noi trebuie să vorbim cu Tatăl nostru. Eu sunt gelos pe unii care au un fel de a vorbi cu Dumnezeu așa cum vorbim noi cu oamenii. Care vorbesc cu Dumnezeu și îi aud deslușit vocea lui Dumnezeu. Și mă mir de alți care, după ani și ani de pocăință, încă nu înțeleg care e voia lui Dumnezeu. Aș vrea ca în seara aceasta, și nu intru în detalii aici, să ne ajute Domnul prin Duhul Sfânt să comunicăm cu El, să vorbim cu El. Că El e Tatăl nostru și noi suntem copiii Lui. Frații mei, când vorbim de această umblare cu Dumnezeu, noi trebuie să avem un caracter frumos. Pentru că spuneam acolo, noi era fără pată printre cei din vremea lui. El umbla cu Dumnezeu. Câte pete avem noi? V-ați gândit bine? Din ziua în care ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, din ziua în care am ieșit din apa botezului, acum 10 și 10 de ani, câteodată mă uit la mine, mă uit în oglindă, cum spune Iacob, în cuvântul lui Dumnezeu, și câteodată mi-e rușine de mine. Eu care predic aici la Elim, și spun, asta nu trebuia să spun, asta nu trebuia să fac, mai ales asta nu trebuia să o gândesc. Vi s-a întâmplat și vouă? Și spune că noi eram un om fără pată, între cei din vremea Lui. Dacă doresc ceva pentru voi, să vă păstreze Domnul fără pată. Să vă păstreze Domnul curat. Iar în mica 6:8 spuneți, ți-a arătat omului ce este bine și ce alta cere Domnul la tine. Fai dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Că Dumnezeu nu umblă cu cei mândri, spune Petru 5:5. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, celor smeriți le dă har. Și Mica spune că noi trebuie să umblăm smeriți cu Dumnezeu, să ne ajute Domnul. Asta înseamnă umblarea cu Domnul. Și acum vine Amos și spune, merg doi oameni împreună dacă nu se învoiesc. Există un moment al învoirii. Există un moment când te ridici în picioare și spui, vreau să merg cu voi, vreau să merg cu Dumnezeu. Ai avut momentul acesta? Există un legământ pe care îl faci tu cu Dumnezeu. Învoirea asta am numit eu, dacă vreți, botezul în apă. Când tu cu Dumnezeu faci un legământ, tu îi promiți că vei umbla toată viața ta cu Dumnezeu. Merg doi oameni împreună dacă nu se învoiesc? Nu știu ce au făcut Enoch până la 65 de ani. Că Biblia spune că la 65 de ani Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Tot la 65 de ani i s-a născut un fiu, Metusala. Cineva spunea că Enoch nu-i român. Ăsta de bucurie că i s-a născut un fiu, s-a pocăit. Românii de bucurie fac altceva. Fac o nomastă, ce fac distract, se cheamă prieteni, se duc și se îmbată. Dar ăsta când i s-a născut un băiet, și primul băiat, el spune, dacă Domnul mi-a dat un băiet, gata, eu mă pocăiesc. De aici înainte eu umblu cu Domnul. Ce-a făcut până la 65 de ani, nu știu. Și Biblia nu spune. Dar spune că la 65 de ani, Enoch s-a învoit să umble cu Domnul. Tu când te-ai învoit? Sau încă nu ești învoită? Sau încă nu ești învoit? Fie seara aceasta, seara hotărârii. Amin? Când vorbim de umblarea cu Domnul, dincolo de botezul în apă, spunea Pavel Galateni, 5:16, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul.
Dacă tot vorbim de umblare cu Domnul, în umblarea cu Domnul noi trebuie să fim cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unii altora, așa că nu puteți face tot ce vreți. Dacă învoirea, am spus eu, că e hotărârea ta, e legământul tău, e botezul în apă, umblarea prin Duhul înseamnă umplerea cu Duhul Sfânt, înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Și acum vă întreb, cum stați vis-a-vis de botezul Duhului Sfânt? Ca să umbli cu Domnul trebuie să fii plin de Duhul, că Dumnezeu este Duh. Să ne ajute Domnul să fim. Și tot în umblarea cu Dumnezeu contează slujirea noastră, că Enoch a avut și el o slujbă. De aceea spunea Iuda în versetul 14 și 15 în epistola sa. Și despre ei a prorocit Enoch al șaptelea patriarh de la Adam când a spus: iată-l pe Domnul cu zecele de mii în sărbătoare care vine. Pentru că Enoch se pare că era primul proroc menționat în Scriptură. Enoch avea o lucrare. Ca să umble cu Dumnezeu, trebuie să ai botez în apă, în voire, legământ. Trebuie să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și trebuie să împlinești slujba care ți-a dat-o Domnul în biserică. Doamne ajută-ne aceasta! Timpul trece. Printre condițiile pe care le-am pune noi în umblarea cu Domnul, aș vrea două în scurt. În momentul când noi vrem să ne umblăm cu Dumnezeu, trebuie să fim cu o dedicare totală. Marea problemă a credincioșilor de astăzi, marea problemă a mea și a bisericilor noastre, că noi nu suntem dispuși să umblăm cu Dumnezeu în totalitate. Știți care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. Amin? Amin. Pavel spunea 1 Corinteni 5:23: și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului. Iacov spunea în capitolul 1, la versetul 2: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dar trebuie ca încercarea, că încercarea aduce răbdare. Dar trebuie ca răbdarea să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca omul lui Dumnezeu să fie întreg. Ce înseamnă întreg? Vă întreb pe dumneavoastră care umblați cu Domnul: voi sunteți întregi pentru Domnul? Că Domnul nu se mulțumește cu unități, cu jumătăți de măsură, frații mei. Marea problemă a credincioșilor de astăzi e că noi avem rezerve mari pentru noi și familia noastră. Când am fost în Perugia, alături am vizitat o biserică ce era ridicată în cinstea lui Francis de Assisi. Omul ăsta era un nobil, cel mai bogat nobil din partea aceea de Italie, cel mai înțelept și puternic, cu sute, poate mii de robi și roabe și terenuri foarte mari. Când o citit omul ăsta Sfânta Scriptură, s-a dus și a împărțit averea toată la săraci, fără să-și oprească un leu pentru el, vorbesc în bani românești. O cumpărat o zdreamță, așa era haina unui cerșitor, care acum se află în vitrina bisericii, și o pereche de sandale. Și din sat în sat, de la om la om, toată viața lui o mărturisit prin Hristos și împărăția lui Dumnezeu. Și cum să nu facă Dumnezeu minuni cu tine? Și cum să nu lucreze Dumnezeu cu tine când tu ai o dedicare totală, când ești întreg pentru Domnul? Marea noastră problemă este, ducem o pocăință chinuită și ne poticnim în umblarea noastră, că avem multe rezerve, multe lucruri care sunt pentru noi și nu pentru Domnul. Să ne dea Domnul pocăință în seara aceasta. Pentru că, vă fac o provocare, mă uit la surori, în partea voastră mă uit acum, la surori nimăritate. Și la cele nimăritate, care aveți un prieten, așa, în limite pocăiești, da. Și vine bărbatul acasă și spune: dragă, ești măritată de 30 de ani, eu sunt surat de 30 de ani. Și vine bărbatul și spune: mă, ești o femeie deosebită. Toate sentimentele mele, din ce, dacă am fi așa pe o scală de la 0 la 100, eu pe tine te iubesc 95%. 95% te iubesc, 5% am o simpatie pentru cineva, dar nu-i pe acasă, ai liniștit, nu, nimica, dar așa îmi place. Vouă v-ar place, surori, declarația asta? Fete care nu sunteți măritate, vine prietenul, spune: 90% te iubesc, 10 mai am o rezervă, îți convine? Du-te, băiete, la rezerva ta, dacă... Nu?
Sau la bărbați, dacă vine femeia să spune, măi, omule, îmi place de tine 99%. Mai este un frate, dar nu, eu sunt femeie pocăită, am copii, nu, nu, nu. Dar îmi place așa de el. Eu aș fi curios, oare cine este ăla, prima. Măi, de cine, cui îi place nevastă mea? Deci eu ca bărbat vreau 100%. Voi ca femei vreți 100%. Și la Domnul umblăm cu jumătăți de măsură. Și nu avem o inimă în totul dată Domnul. În Cronici 25, versetul 2, Amația a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era dată toată Domnului. Deci Amația avea o inimă împărțită. Foarte mult, 90% Amația era pocăit și slujea Domnului. Demonstrația de mai jos. Amația, când s-a întărit scaunul de domnie, au omorât pe ucigașul tatălui său, dar nu au omorât pe copiii lui, după cum e scris în lege. A avut puterea să se înfrâneze, să stăpânească, știa Scriptura și o aplicată. Amația se duce la război și vine un proroc și spune, din cauza lor, tu nu câștigi războiul, că te-ai unit cu împăratul lui Israel și te-ai face mare isprăv, nu-ți dă Domnul biruință. Și ce fac? Trimite acasă. Dar cu cei 100 de talanți ce să fac? Domnul îți dă mult mai mult. Și Amația ascultă de proroc, extraordinar. Și l-a costat pe asta pe el. Amația coboară în Valea Sării și bate 20.000 de dușmani acolo. Și se acoperă cu glorie. Asta e Amația. Cu bucata aceea mare de inimă bună. Dar Amația avea o inimă, nu era dată totul pentru Domnul. Și ia din Dumnezeu aceea și duce Dumnezeu la el. Asta cu care inimă? E cu bucățica aceea care nu e a Domnului. Că noi greșelile și prostiile și păcatele le facem cu bucățica aceea care nu-i dată Domnul. Domnul are pretenție când umblăm cu El să fim dedicați 100%. Amin? Să fim întregi pentru Domnul. Și apoi vine același proroc și spune, de ce-i luat Dumnezeu? De ce-i luat idolii ăștia? Că ei nu au putut să-i izbăvească pe împăratul lor. Și îi spune împăratul, te-am chemat eu, s-am cerut eu sfatul, pleacă de ce vrei să mori? Cu care bucată de inimă? Nu cu aia bună. Cu aceea bună o ascultat, cu bucățica aceea re, el n-ascultă de Domnul. Și Pavel spunea, văd în mine lupta aceasta. Și eu văd în mine lupta aceasta. Și poate și voi o vedeți. Dar vă spun din capul locului unde vă propuneți să umblați cu Dumnezeu. Ca Dumnezeu să împlinească făgăduințele Lui bune făcute pentru voi, nu vă propuneți, Doamne, te urmez și te iubesc 75%, nici 99%. Doamne, te iubesc din toată inima mea, spune omul Dumnezeu, să ne ajute Domnul, amin. Deci când umblăm cu Domnul, nouă ne trebuie o dedicare totală, ăsta e gândul, că Dumnezeu nu umblă altfel cu tine. Și Dumnezeu vrea să ascultăm de El. La noi eram, când eram un copil mic, povesteau frațe, că nu erau mașini pe atunci, un domn plecat undeva la București, a ajuns în structurile înalte de stat, a venit acasă și a oprit în fața gării și a luat o biră și o trăsură și îi spune la birjar, eu trebuie să ajung acolo, dar mă duci pe aici, mă duci pe aici, mă duci și i-a dat itinerarul pe unde să-l ducă. Omul de fapt voia să-și aducă aminte de anii copilăriei lui. Dar căruțașul spune, păi ce rost are să ocolește tot orașul? Și o ia către adresă. Și cum merge el cu calul, domnul ia geanta și coboară. Și ăsta mergea și se întâlnește cu o altă trăsură. Spune, dar unde mergi? Zic, eu merg cu domnul, duc. Și când se uită, domnul nu mai era. S-ar putea să fim și noi așa. Eu merg cu domnul, dar domnul merge cu tine? În locurile în care mergi tu, merge domnul? Vocabularul tău e vocabularul domnului? În felul în care ești îmbrăcată, Domnul merge alături de tine? În duhul de răzvrătire și neascultare, Domnul e cu tine? Nu cumva să ne lăudăm cu Domnul. Spunea o poezie veche, noi ne lăudăm cu Domnul, cu tot harul vieții noi. Însă Domnul poate oare să se laude cu noi? Aș vrea ca să umblăm cu Domnul, amin? Să umblăm cu o inimă dedicată lui Dumnezeu. Și atunci El va împlini făgăduințele Lui. Și a doua condiție care o pun. Să fim statornici în umblarea cu Domnul. Să fim statornici în umblarea cu Domnul. Știți, în Matei 19 vine un băiat la Domnul Iisus, un tânăr bogat. Doamne, vreau să moștenesc împărăția celor, ce să fac? Du-te, vinde tot ce ai. Împarte la săraci.
Și nu știu dacă nu dumneavoastră vă spuneam eu că ăsta era semnul lui de pocăință. Câtora le-a mai cerut Domnul să-și vândă averea, să o dea la săraci în Scriptură? Cred că la nimeni. Numai la băiatul ăsta, că la el pocăința în asta stă. Pocăința are o platformă generală. Pocăința înseamnă niște lucruri generale, naștere din nou, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, sfințirea, asta face parte din pocăință. Dar pocăința are specific fiecăruia câte ceva. Eu nu pot să spun la voi că, frate, eu m-am pocăit de băut. În viața mea n-am pus vârful limbii pe bere, pe vin sau pe băutură. Pot să spun că eu m-am pocăit de asta? Nu m-am pocăit de asta niciodată. Că pocăința la mine nu stă în a mă lăsa de băut. Nu pot să spun, fraților, vis-a-vis de fumat, eu m-am pocăit. Că eu n-am tras un fum de țigară niciodată, nici din mătasă de porumb în anii copilărie. Știam că nu-i voie, așa mi-au spus părinții și așa am vrut să fac. N-am fumat niciodată. Cum să vă spun eu m-am pocăit de asta? Că pocăința are specific fiecăruia, cât ziceva. Unul poate are multe lucruri, dar ca să se pocăiască mai trebuie să le iasă de lăcomie. Unora din voi poate sunteți surori și frați aici aproape, aproape buni, dar ca să fiți de plin pocăiți trebuie să vă lăsați de clevetire sau de bârfă. Altuia de lăcomie, altuia de curvie, altuia, că pocăința are și specific ceva. Dacă ți-ar cere Domnul ție să te pocăiești, la modul general în seara asta, tu de ce lucru crezi că ar trebui să te pocăiești? Păi măi, mie asta mi-ar mai trebui să fiu pocăit. Știți? Că Domnul îi spune la tânărul bogat, un singur lucru îți mai lipsește. Atât. Dar iată că mariajul nu are loc. Divorțul apare înainte. Tânărul bogat nu poate să meargă cu Domnul. Și nu merge cu Domnul. E problema unora care vin la evangelizare. Vin din politețe, sunt în seara asta aici. Ascultă predica mea, spune, băi, prea dintr-o. Oh, nu. Nici nu mai vin, gata. Nu mă puteți convinge. Sunt unii care vin odată și nu mai vin la adunare. Nu le place. Ei nu umblă cu Domnul niciun pas. Ei, dar o categorie umblat cu Domnul. Erau ucenicii Domnului, au pornit pe calea asta, au pornit. Dar Ioan capitolul 6, versetul 66 spune, din clipa aceea, unii ucenici l-au părăsit și nu au mai umblat cu Domnul. Ei au mers până la o vreme. Odată la mine, acasă, a venit un frate din Pătrăuț. Și l-a spus, frate, eu m-am pocăit. Eu pot plin de râmnă, frate. Era în februarie, am cerut botezul, păstorul a spus până mai, nici mai, frate. Eu vreau să iau botezul la apă curgătoare. Mă duci la apa Sucevii și mă botez. Și eu ce-ai făcut, frate? M-am dus, am luat toporul, am făcut o copcă în gheață și m-am botezat. Extraordinar. Pentru mine ăsta era erou, domnule, era sfânt. Eu când m-am botezat, am băgat mâna în apă, văd dacă e caldă și am mai turnat o găleată de apă fierbinte. Așa am fost eu atunci. Dar ăsta era grozav, domnule. A făcut copcă și a luat apă în botez. Botezul în apă rece. La vreo 2-3 ani mă întâlnesc cu un frate din Pătrăuț și întreb, băi, este unul la voi care o tăiat gheața? Și... Da, da, este. Băi, ce face fratele acela? Frate, dragul, s-o lăsa de pocăință. Aulea. Băi, de ce ai tăiat gheața în februarie, stilies în martie, mă? De ce? De ce te apuci de umblat cu Domnul și mergi până la o vreme ca ucenici din Ioan? Dorința mea este ca cei care s-au pornit cu Domnul să umble toată viața cu Domnul, amin? Și Dumnezeu să ne ajute. Când 2 Corinteni 7 cu 1 spune, de aceea, fraților, pentru că avem astfel de făgăduință, să ne ducem sfințirea noastră până la capăt, și Dumnezeu să ne ajute. Că dacă umblăm cu Domnul, se cunoaște. În armată, eu cred că a doua, a treia, a patra zi, toată lumea știu că-s pocăit. N-am spus la nimeni că-s pocăit. Am fost anchetat, am fost chemat de maior, de cine era. Armata am făcut-o la Timișoara, v-am mai spus. Armata am făcut-o la Timișoara. Eu am fost crescut în casă de oameni pocăiți. Luni de zile n-am fost la adunare, că eram... Și când am primit o învoire la Timișoara, nu cunoșteam orașul, nu cunoșteam pe nimeni, m-am dus, m-a rugat Domnul, Doamne, du-mă la Elim, la Timișoara, nu era, nu știu, era pe Romus, nu știu cum se chema acolo. Și am ieșit până mai înspre centru și am văzut două fete pocăite. Am cunoscut că-s pocăite. Și pentru că am cunoscut că-s pocăite, m-am dat în spatele lor, eram îmbrăcat militar, să nu le deranjez, să nu-și fac o părere din mine, că vreau să le agăț, să știți cum erau militari. Când au coborât ele, atent, am coborât și eu, când au intrat ele pe ușa adunării, nu știu cine din voi era, am intrat plângând și eu, și așa am ajuns la adunare. Dar când umbli cu Dumnezeu, se cunoaște, frate.
Se cunoaște. Dar în armată, în câteva zile, toți o știu că s-a pocăit. Și când să ne eliberăm, să scăpăm, era deja ciclul 3, eram în dormitor, un militar care trebuia să se lase la vatră. O luat o chitară, o acordat-o și toți cântau. Și el a început să cânte cântarea. Și mama ne-a chemat pe toți la cine, dar noi copii afară ne jucam. Și el întrebea, tu de unde ai furat asta, măi? Și el îmi spune, și eu s-a pocăit, dar n-am vrut să știe ăștia. Bă, cum ai reușit un an și jumătate să nu știe nimic că ești pocăit? Că un pocăit nu reușește asta. Un pocăit se vede a doua zi. Cel care umblă cu Dumnezeu se cunoaște, amin? Că a venit o femeie, o slujitoare care măturea prin curte și eu spun lui Petru, nu mai încape îndoială și tu ai umblat cu Galileanu. Că cine umblă cu Galileanu se cunoaște. Aș vrea ca în Timișoara să cunoască aia care umblă cu Domnul. Și în Marcu spunea, iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede. Și aici ai mult de discutat. În numele meu vor scoate dragi. Vor vorbi în limbi noi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Vor lua mână șerp, nu vor păți nimic. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Cei care umblă cu Domnul trebuie să îi însoțească puterea lui Dumnezeu. Și aș dori peste voi să fie puterea Domnului. Aș dori să umblăm cu Domnul, amin? Și ca o făgăduință, spunea Domnul în Apocalipsa, ei vor fi ai mei, vor fi îmbrăcați în alb și vor umbla cu mine. Cine umblă cu Domnul în Timișoara, umblă cu Domnul și în cer. Nu umblăm cu un senator, nu umblăm cu un deputat. Că umblăm cu ei în campanie electorală și el a ieșit și când îl sun, nu mai răspunde. Și mă duc în audiență și n-are timp de mine, că ăștia sunt oameni. Dar Dumnezeu nu e așa. El spune, cine umblă cu mine pe manurile Begăi aici, cine umblă cu mine prin Timișoara, eu am să umblu cu el tot cerul și am să-i arăt tot frumusețea. Să ne ajute Domnul, amin? Solomon a îngenunchiat și a spus, Doamne, adu-ți aminte de făgăduința făcută tatălui meu. Și nu uita nici condiția, dacă fiii tăi vor umbla cu mine. Avem făgăduințe, Dumnezeu le împlinește în momentul când umblăm cu El. Să ne ajute Domnul. Amin.